tristețea doamnei conopidă. Alexandra, se auzi glasul mamei din bucătărie, strânge jucăriile din cameră și haide la masă. Imediat, răspunse Alexandra veselă. După câteva minute, fetița era la masă, în bucătărie. Ce deliciu avem azi la masă, doamnă bucătăreasă? Întrebă Alexandra amuzată. Astăzi avem budincă de conopidă cu sos beșamel și cașcaval, râse mama. Sună interesant, dar eu, din principiu, nu prea sunt prietenă cu această doamnă legumă. Nu-i nimic, zise mama. Astăzi, doamna conopidă se va împrieteni cu tine, întocmai cum s-a împrietenit și cu băiețelul din poveste. Fetița se uită uimită la mama, care începu să-i povestească. Era o zi de toamnă frumoasă, cu soare bun și blând și cu un cer de un albastru limpede și deschis ca sticla. În țara legumelor era mare forfătă, toate legumele se pregăteau de petrecere. Sosise timpul recoltei, ce bucurie! Numai doamna conopidă era tristă. Acum o să mă dezmorțesc și eu după ce am stat toată vara la soare. Să cresc, spuse doamna conopidă și se întinse cu putere, aproape că îi plezniseră buchețelele albe, splendide, plină de rouă strălucitoare. Da, și eu mă dezmorțesc, îi ținui sonul doamna varză. Bună ziua, doamnă varză! Bună ziua, zise doamna conopidă. Bună să fie! Ce zi superbă! Ah, abia aștept să merg la piață. Va fi o zi interesantă, continuă doamna varză. Fermierii mă vor duce la piață, iar gospodinele vor veni să mă ia acasă. O să intru la murat? Hi-hi-hi-hi-hi! Cocoti extrem de bucuroasă doamna varză. Da, de tine o să fie bine, însă eu nu-s bucuroasă deloc. Pe mine cine mă mănâncă? Ai auzit ce a spus copilul fermierului? Că mă detestă! E, să știe el, continuă doamna conopidă, că nici mie nu-mi place de el, spuse ea hotărâtă. Auzi, nu-i place să mănânce conopidă. Eu, care conțin atâtea vitamine? Lasă, dragă, că o să te cumpere lumea la piață. O să fii murată, la fel ca și mine. Hi, 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 zise râzând doamna varză. Da, dar eu sunt bună proaspătă. Atunci am cele mai multe vitamine și ofer cea mai multă energie, se auzi tristețea din glasul doamnei conopidă. Nici nu terminară de discutat cele două doamne când copilul fermierului despre care tocmai vorbise doamna conopidă se apropie de ea. Da, bombăni copilul, m-a trimis mama după conopidă, dar mie nu-mi place conopida, zise el înverșunat. Bleh! Și cu tot dezgustul pe care îl simțea pentru această legumă, copilul trase conopida din pământ. Auzi, auzi ce spune, zise alarmată doamna conopidă vecinei sale, doamna varză. La revedere, vecină, la revedere, spuse doamna conopidă, abia respirând, sugrumată în mâinile copilului. La revedere, draga mea, o să vezi că totul va fi bine, spuse încurajator și totodată compătimitor, doamna varză. Să știi că nici mie nu-mi place de tine, spuse doamna conopidă și își îndreptă buchețelele albe, cristaline, spre băiat. Ești un mofturos, nici nu știi ce-i bun și sănătos. Da, da, eu nu o să mănânc niciodată conopidă, își continuă copilul discursul ca și cum n-ar fi auzit ce a spus doamna conopidă. Miroase groaznic când e fiartă, dezgustător, a continuat copilul dezaprobator. Însă, cum casa era cam departe de grădină, copilul trebuia să treacă peste un șențuleț plin de apă pe care tatălui, fermierul, îl folosea și l-a irigat. În timp ce se pregătea să facă pasul mare pentru a trece șanțul, băiatul se împiedică și căzu. Au, au, ce mă doare, spuse copilul. Și totul din cauza acestei legume mirositoare, conopida, deah, mormăi copilul. Dar de ce nu-ți place de mine, copil cărcotaș, țipă doamna conopidă în urechea băiatului. Copilul se uită uimit în jos. Nu-i venea să creadă. Conopida, care căzuse și ea pe jos, se murdărise doar puțin și vorbea cu el. Oare ce se întâmplase?
Cum tu? Tu poți să vorbești?" își ridică copilul capul uitându-se uimit. "Doar ești o legumă, nu poți vorbi." "Ei, ascultă aici, puțin respect, te rog," spuse doamna Conopidă. "După ce că mă jignești, mă mai arunci și pe jos. Tu nu vezi ce repede mă murdăresc? Sunt atât de albă și de frumoasă, ar trebui să ai mai multă grijă cu mine," se zburli doamna Conopidă la copil. "Îmi pare rău," răspunse copilul nedumerit. Tot nu-i venea să creadă. O conopidă vorbea cu el. "Dar tu ești o conopidă, cum poți să vorbești?" întrebă copilul. "Sunt o doamnă conopidă," accentuie ea infatuată. "Te rog, da? Doamna conopidă." "Scuze, doamna conopidă, nu mi-am dat seama." "De ce să-ți dai tu seama? Tu nu știi decât să te strâmbi, să faci nazuri. Habar n-ai cât de puternice suntem noi legumele și câte energie și vitamine și sănătate oferim noi corpului. Suntem excelente pentru toată lumea, mai ales pentru copii," continuă ea pe un ton științific. "Da, așa este," spuse copilul fără a fi foarte convins. "Uite, vrei să fii prietenul meu?" îi propuse doamna conopidă. "Cum? Eu, prietenul unei doamne conopidă?" întrebă copilul. "Dar ce? Eu ce am? Nu pot fi prietena unui copil?" "Ba da, ai dreptate," spuse copilul cu un zâmbet luminos. "Mi-ar plăcea să fim prieteni. Putem să ne jucăm împreună." "Desigur," concluzionă doamna conopidă. Și timp de câteva ore, cei doi prieteni s-au jucat, au alergat. Copilul se minuna de energia conopidei, de vitalitatea ei. "Vezi cât sunt de puternică," îi spuse doamna conopidă când se jucau cu mașinuțele și construiau drumuri. "Uite câte pot să fac. Când vei mânca conopidă, vei fi și tu la fel de puternic și viguros." Copilul era impresionat. Îi părea rău de tot ce gândise înainte despre legume, în special despre conopidă. "Haide, este timpul să mergem acasă la tine," îi spuse doamna conopidă băiatului. "Cred că mama ta ne așteaptă în bucătărie." Și copilul își luă prietena în brațe și porni spre casă. Seara, la masă, mama i-a pregătit un sufleu de conopidă cu sos beșamel și cașcaval. Era tare încântată să vadă că băiatului îi plăcea mâncarea. "Este delicios," spuse copilul încântat după ce lua doar câteva înghițituri. "Nu credeam că o conopidă poate să fie atât de gustoasă. Acum voi crește puternic și sănătos și o să am energie multă, nu-i așa, mamă?" "Mai vreau o porție." "Mami, ce coincidență," zise Alexandra după ce mama termină povestea. "Băiețelul din poveste are același meniu ca și mine," spuse copila uitându-se amuzată cu ochii mari și sclipitori. "Mai vreau și eu o porție, mamă."